Comuna Bătrână are 4 sate situate în Ținutul Pădurenilor din județul Hunedoara. Acest râm se numește așa pentru că din orice parte ai veni trebuie să străbați mai multe păduri. Oamenii își spun pădureni, iar satele lor erau pitite pe culmile munților, la aproape 1000 de metri altitudine. Viața este aspră aici, de aceea mulți și-au căutat un rost în alte zone. În ultimii ani, 20-25 de ani, aș zice că populația s-a înjubătățit, dacă nu mai mult. Au plecat spre locuri care au considerat că traiul e mai ușor, că se apropie de copii și asta e situația. În satele comunei sunt case tradiționale pădurenești. Localitățile nu au dispensar sau medic de familie, iar spitalul cel mai apropiat este la Deva, la 70 de kilometri distanță. Însă există și o parte bună. Această izolare este căutată de tot mai mulți orășeni care și-au cumpărat case și terenuri pentru vacanțe departe de vacarmul în care trăiesc. Un cetățean și-a transformat casa într-un muzeu al satului. Casa din dreapta e o dovadă elocventă, cu obiecte din Ținutul Pădurenilor. În jur la 15 familii din Banat, în special din Timișoara, au venit și au cumpărat fie o grădină, fie o casă. Turiștii și amatorii de ciclism sunt atrași de frumusețea locurilor. Vizitatorii sunt întâmpinați cu produse tradiționale și pot să-și facă și poze în costumul pădurenilor. Apeși tare. Ce vă place aici la Bătrână? O, Doamne, dar ce nu ne place aici? Zona este pitorească, este o zonă de vis. Am vrea să vină turiști, fiindcă e o zonă foarte, chiar foarte frumoasă. Frumoasă, locurile sunt curate, avem apă curentă și cu bucate, dacă vin, facem și bucate tradiționale. De-a naște, pădurenești. Comuna Bătrână, cea mai mică din România, are doar 86 de locuitori, conform ultimului recensământ publicat.